Contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru patru pasaje pietonale subterane pe trei drumuri naționale din zona de vest a țării au fost semnate la dere de Timișoara, iar proiectarea lucrărilor poate începe, sursa de finanțare fiind asigurată. Ofertantul desemnat câștigător la procedura Elaborare studiu de fezabilitate și proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire va realiza câte un pasaj pietonal subteran pentru fiecare dintre cele patru loturi. Suma alocată pentru acest proiect este în valoare de 288.000 de lei. Durant Data de elaborare a proiectului pentru fiecare lot este de 150 de zile de la data semnării contractelor. Aceste pasaje pietonale subterane vor contribui la fluidizarea traficului, reducerea numărului de accidente, creșterea siguranței rutiere pentru pietoni și șoferi, reducerea emisiilor poluante și a costurilor de operare.